După care traseul traversează răuțire. Avem un col cu 12 deschideri. Am propus deschiderile cât mai largi, pe colul să fie metalic. Și deschiderea să fie undeva la 7 metri. Cum am folosit și pe autostradă, pe Focșambacă. Cu aceeași structură. Aici pe Zeleșteni, la 280 de ani, intersecția în SF-ul vechi se devia cu vreo un kilometru. Acum, cum ați gândit-o? Deci drumul județean mergea, făcea stânga, 500 de metri și se întorcea. Deci drumul județean în 280. Drumul județean 280 nu are acces la autostradă. Aici am prevăzut autostrada să treacă peste drumul județean. Peste drumul județean. În SF-ul vechi era deviat drumul județean cu un kilometru. Așa era... De asta am văzut. Aici ați primit de la mine coordonatele cu siturile arheologice. Da. Și muniții la greu. Și muniția trebuie plătită. Aici mai avem încă o caracterată. Costești, nu? Da, costești. O să fie... V-a spus că încă nu am definitivat soluțiile. Cele două folgări, cât distanțe este la autostradă? Cine? La Barad. Ma, după drumul. Acolo. Înainte să revin apoi la drumul județean 280. Nu știu, tot traficul greu va trece din partea dinspre Ruginoasa, asta prin municipiul Pașcani. Dacă era o descărcare acolo... Și trebuie descărcare cu drumul. Noi, drumul județean. Acum totul, dacă nu este acolo, se duce prin municipiul Pașcani și merge spre Spălnicem Prăjescu. Va fi prin municipiu. Intrarea pe autostradă. Traficul greu de la Ruginoasa, partea asta, o să meargă prin municipiul Pașcani, traversează, merge spre Spălnicem Prăjescu și se urcă pe autostradă. Adică de la Ruginoasa nu mai e un de să mergi câte Târgu? Târgu Frumos? Da, Târgu Frumos. Și să urci pe autostradă cu motorul. Asta o să fie și ăsta. Am propus. La Târgu Frumos, eu am un bun de observație. Da. Să vină înapoi, dar faci un kilometru. Da, și intri prin municipiu, da. Traversezi și Sereto. Ele, deci, vin ori de la Iași, ori din altă parte. Și când am plecat din Iași, pleacă pe autostradă. Sau... Doar dacă încarcă de la... voi la o fabrică din Pașcan sau la o fabrică din Târgu Frumos, dar că nu apare așa camion la Ruginoasa, zic, unde o iau? Care e traficul greu, domnul Cuman? Transportul sezon de cerian. Deci, dragi colegi, nu observații, pentru toate astea vor trece prin oraș sau prin municipiu. Din Pașcani, aveți... Asta era observația mea. Aveți o dată încărcarea de pe 208. Păi dacă vine de la Ruginoasa, ca să încarci pe 208, trebuie prin Pașcani. Asta vreau să spun. Deci, ori încărcare, descărcare, trebuie... De la Ruginoasa, și trece atunci prin... Deci, unde e cutierul, ca să înțelegem?
domnul dar astăzi... Tot așa e. Tot prin oraș trece. Nu, am înțeles care este. Dar mai normal ar fi fost de la Viginoasa să meargă spre târg. Da. Problema avea apare la târgul. Ca să se urci pe autostradă, trebuia ca să nu mai treacă prin oraș, trebuia făcut cumva încărcarea de undeva de înainte de oraș. Haideți să vă spun așa. Variantele de trasă au fost făcute în baza studiului de trafic și a prognozei pe următorii 30 de ani a traficului. În momentul de față ne-a stabilit numai traseul autostradei. Urmează să stabilim și nodurile rutiere, tot în baza studiului de trafic. Și a traficului recenzat pe care l-am făcut în perioada iulie-august. Și o să vă spunem exact unde o să fie nodurile rutiere și cam cum vor fi ele configurate. Deci acum e doar la nivel... Deci acum ați găsit numai traseul. Culoarea autostrăzii, nodurile sunt cele propuse în SP 2011. Da? Ele, sigur, că vor mai suferi și niște modificări, pentru că CNI își dorește viteze de 60-80 de km pe oră la nodurile rutiere și încercăm să le putem proiecta și să vedem și locația unde am putea amplasa. Trebuie să fie mai mari. Da. La nivelul mai mare de... Cum vedeți aici, la intersecția între a 7 și a 8, aici sunt viteze de 80 km pe oră. Și ocupă niște suprafețe foarte mari de teren. Noi o să propunem și o să ajungă și la dumneavoastră în dezbatere publică și o să vă puteți spune și părerea. Am ajuns la Târgul Frumos. La Târgul Frumos vom avea un nod rutier pe care ne mutăm pe varianta roșie. Până la Lețcani. Deci nu am mai vrut să mai traversăm DN28 în nicio formă. Podrii Loaiei. Da? Și aici a trebuit să avem un copil. Deci de la Târgul Frumos la Podrii Loaiei nu mai rămâne varianta albastră? Nu. Am împărțit-o pe secțiuni. Și pe secțiuni, pe primul lot, pe primul sector, ne și varianta noastră, pe sectorul 2, Târgu Frumos, Lețcani, a ieșit varianta roșie. Care este până aici, la unde va fi nodul rutier de la Lețcani. Propunerea noastră este de descărcare la Lețcani prin această bretea Cumov, care ajunge până aproape de parcul industrial, care va fi afectat într-o porțiune foarte mică undeva în partea aceasta. Deci, până la urmă, tot rămâne bucla aia acolo. Aici bucla este pentru CIC. Pentru CIC, centrul de întreținere și coordonare, și... Pe bine că nu mai avem în interiorul parcului. Am încercat să o facem în așa fel încât să nu afectăm parcul industrial. O mare discuție pe care am avut-o pe 25 august, cu dumneavoastră și cu domnul primar de la Iași, pentru acest punct la mat. Conform normativului P262, normativul de proiectare autostrăzii, nu avem în capacitatea să putem proiecta un punct la mat. Dar putem să vă propunem o suprafață de teren, pe lângă breteaua pe care o avem de descărcare de la nodul rutier de la Lețcani, să vă putem propune două suprafețe de teren unde ANAF ar putea să proiecteze, să construiască un
sigur, cu aprobarea CNI, cu acces la autostradă, cu acces la breteaua de la Lugier. Acum, propunerea noastră este undeva în această zonă, care este plată, sau cu acces direct de la acest drum județean. În acest drum județean se poate face un acces facil la suprafața de teren unde ar putea fi punctul banal. Am transmis și către CNR propunerea de prelungirea acestei pretele până aici. La rând de la Uica. De la legislatorul de la Uica. Și colegii de la primul vor accepta. Eu acum am trimis avanța mult criteriale și am trimis și propunerea pentru Brătea. Practic, noi din capăt Dacia până la Rucea Orifan facem un drum nou pe 4 km. Dumneavoastră fac, da, dumneavoastră construiți aici un drum nou. Da. În contra la Dacia. De, de la Lețcani avem varianta albastră. Până la Unghieti. Și ne facem spre aeroport pe care? Și ne facem spre aeroport pe Ceamov. La Spitalul Regional și la aeroport. Traficul recenzat pentru această pretea pentru traficul recenzat am făcut o propună decât o singură bandă. O stradă normală la 14 metri. Da. Da, și trebuie să se bazeze pe 100 de parcuri. Eu la trafic am avut 6500 de vehicule pentru varianta. În analiza multicriterială, datorită vitezei de deplasare și a mi-a ieșit autostradă pentru secțiunea Lețcani-Unghieti, numai din viteza de deplasare. Scăderea timpului de autostradă. Da. Numai de acolo mi-ești autostradă. Din trafic. Deci traficul la ea și este extrem de. Și prognoza ajunge undeva la 10.000 de vehicule. Deci pe 30 de ani. Aici e o... Da. Din punctul nostru de vedere, scopul a fost atins. Analiza multiplită care propune profil de autostradă de la Moțca până la Unghieti. Acum să vedem ce zice și documentația urmează să ajungă și la Jasper în analiză și este și în analiză la CNI. Practic, noi avem și cu DJ-ul cu ceva din care am povestit legătura la Culești, da? Da. Și cu DN24. Aici? Și aici. Da. Să ajungem la Culești, un pic la Culești. Mai la dreapta. Nu, l-am văzut. Asta acum. Deci noi acum, domnul Iene, avem punctul Vamal fix la Victoria, unde e capătul DN24. Noi avem un segment de... Noi dacă facem podul peste Prut, acolo practic va fi și Vamal. Doar că noi am vrea să facem legătura între Vama de la Goleize, spunem de la Cost, și cea de la Culeni, un post drum județean, să-l betonăm, pentru că cineva face trafic pe zona din nord a Republicii Moldova, Bălți, și apoi construiesc ei autostradă de la Cernăuți spre Bălți și apoi spre Chișinău. Cred că
că vor uzate în continuare de drumul ăsta, sau de vama de la Sculeni. Asta este în curtea noastră. În această zonă este o zonă cu foarte multe aripă deja. Da, nu, e rezervat, nu-i natură. Nu-i ieșit. Sunt aripuri deja. Sunt aripuri deja. Cărți Natura 2000, sunt știți, spate. Da, dar trebuie să te duci în partea alta, la Moldoveni. Eu sunt din partea noastră. Nu, de partea noastră. Unde-i curtea? Exact. Și noi avem deja ăla. Uitați-l fi pe hartă. 249, ăla. Noi mergem pe el, mergeți pe el. Mergeți pe el. Exact. Până acolo. Pentru că noi după asta, dacă trebuie la Moldoveni, cred că el face stânga în nord. Privăț. Uitați-l. Da. E 583, mai departe că din nou să le văd. Da. Da, merge ca la urmă. Asta este la noi în județ, o să o gestăm în noi. Ceea care vin de la Sculeni, de fapt să ajungă pe autostradă, îi face să poți să vedea pe Sculeni. Păi, exact. E poate să intre... E poate să intre fii de acolo. Da. Aici este un nodul de. Da. 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 Sau, dacă vrea să-ți frigolăiești, la un moment dat noi facem, sau aici, avem și legătura cu varianta aia de vest pe care vrem să o facem pe vasul cu oameni. Aici, eu zic să mai așteptăm, nu știu, o săptămână, două, să vedem ce zice și Jasper, referitor la analiza pe care am făcut-o, și aprobarea CNR-ului pentru față. După care putem discuta și drumurile de legătură, tot și teamul de genul. Trebuie să mergeți un pic pe urmă cu la Pașcanii. Că sunt intervenții din partea colegilor dumneavoastră. Mai arătați un pic Târgu Frumos, să vedem... E frumos, e acolo. Cred că o să scăpăm din nou accesul de mașini mari, dar mai repede o să ajungem pe fosta la Iași. Vă dați seama, ne trimiteți când... Mașina pe autostradă până aici. Da, nu? Nu pe autostradă, da. Prin sud e foarte greu de trecut. Am putut vedea aglomerările urbane care sunt aici. Nici o variantă nu am putut să o trecem prin sud. Dragi colegi, nu construim, domn primar, o autostradă să ajungem până la Pașcan sau până la Târgu Frumos sau până la... E important să ajunge la Sculeni. Nu, dincolo. Din Sculeni, da. Dincolo. Acum, dacă ești la București și vrei să mergi până la Ploiești, uite, pe drumul național decât să urci pe autostradă, pentru că ajungi poate mai repede. Important este să deblocăm tot europeanul ăsta care trece astăzi pe Târgu Frumos, de tirul, camioane și cei care cerea. Și
Da. Deci, ce este important și vreau să subliniez este că cel mai bine ca să-l mulțumim pe domnul primar, ar trebui să nu mai facem încărcare de stăcar la Târgu Frumos. Da, da, da. Vem la Pașcani. La Costești, aveți 3 chiriuri și 4 jeepuri. Ce e important pentru noi este că studiile geotehnice au început după când oferă studiile proiectantului, până la aprobare a acordului și vă solicităm să le dați tot la aceste cazuri și există proprietari. Colegii, dacă vor să transmită mesaj către colegii primari, sau ce ar trebui să facem noi? Cu drag, în primul rând, mulțumim beneficiarii Constanț, voi beneficiarii Federicor, vă mulțumim pentru această întâlnire. Noi de la Geostud, evident, lucrăm într-o echipă compactă, unită și dornică de a putea începe, mă rog, un bun primar înainte, când partăm prima groapă, prima sapă, prima, oricât mai specific, am scris aici câteva puncte importante de care avem nevoie și de ajutorul nostru eventual, tot prin demisarea nostru Constitrans, anume să fie posibil accesul în amplasament cu echipamentul necesar și cu mijloacele de transport, să avem amplasamentul liber de orice sarcină, adică să nu fie ușor până amplasament și unde trebuie să facem forajul plus minus 30-35 de metri, să găsim, din păcate, un obstacol care nu ne-ar ajuta. Să avem declarația, într-un caz sau altul, nu neapărat scrisă celor de la Constitrans în ceea ce privește accesul proprietarului. Că, din păcate, am avut și unele situații în care nu erau tocmai fericiți cei care aveau 2-3 zile de deranje în curte, în grădină, sau pe propriul teritor, să nu existe conducte, cabluri sau cale subterane de orice tip care poate să genereze o întârziere. Pentru că ceea ce nu vrem, nici noi, nici Constitrans, este întârziere. Noi avem obișnuința asta, ai, nu facem asta, facem mâine, nu, facem, poate puteam să facem ieri. Și nu am făcut ceea ce nu ne convine și am văzut aici, cineva de discutat înainte vis-a-vis de ceva muniții și cât am înțeles este pe o raza primăriei. Okay. Să fie cât de cât clar cam pe unde sunt măcar. Să nu facem un foraj acolo, că după aia ne știe toată Europa. Tu de atâta se aude. Nu sunt aspecte speciale, nu e nimic deosebit, însă dacă discutăm și facem echipă unită, fiind un proiect de interes național, eu cred că este bine spre bine tuturor. Asta e ceea ce vine noi și să vă considerăm și voi, colegi primari, sunteți același aviz. Dacă aveți întrebări sau ceva, cu mare drag. Ați făcut primarul comunei sunte, v-ați văzut eu. Ați vorbit și proprietari de teren. Știți ce vedea, să vă propun, nu vreau să fie dat. Ați dat de proprietari Agenția Domeniilor Statului. Ceva am văzut, găsi un canal de comunicare și cu ei. Fantastic. Ei nu știu mă dragi în stat, ideea este că prin curțile sau prin proprietățile oamenilor. Toți unde am fost cu toți să avem ajutorul dumneavoastră să putem face forare. Colegii noștri să facă forajele, să nu... Adică din punct de vedere al despăgubirilor culturilor, cât încă mai sunt și le vom afecta, din partea Constituției nu este o problemă. Sunt niște sume uzuare că vă transgresă. Dacă îmi permiteți, ca să fie clar pentru toată lumea, forajelești vor avea un diametru de 15 cm. Deci ca o rafură, aici are 15 cm. Adâncimea contează mai puțin. Totuși se alunțăm de cine știe ce obstare, care, Doamne ferește, alea care își prădă. Dar problema este că după ce s-a făcut forajul, gaura aia se reumbe. Deci terenul respectiv, că este arabil sau ne, nu este afectat. Singura afectare este accesul până la poziția forajică, dacă traversează o cultură, dacă traversează un imaj, o pășune, o ceva. Corezele noastre sunt cu șenile din materiale sintetice, nu sunt șenile metalice, ca să lase ei. Da. O să vin trecut camion, pentru că coreza este foarte grea, are vreo 4 tone și trebuie călată de un camion până la proximitatea amplasamentului. V-am spus acestea amănunte că probabil veți transmite în teren proprietarilor ca să înțeleagă și că mie îmi parcă ciur terenul. Nu! Este o grămânică de 15 cm. Să vă păstrați traseul ăsta, înțelegeți? Deci că aveți utilajele grele. Dacă are bine un control la dumneavoastră la aceste utilaje, nu-și bate joc de culturile oamenilor. Nimeni nu poate control. Noi am plătit la așa. Da, spuțin.
Ce fel de utilaje de fonduri erau alea? Ziceam că și eu făcut o scoză vară. Nu. Deci dacă se stabilește un traseu, pe fie ăla merge. Exact. Mă refer la băieții care borează. Dar ei lasă care vin în control. Cu jipul. Nu știu de unde sunt pe ele. Să vorbim și cu domnul director de la DRDP, de că domnul organizeze partea de urmări. Sunt în vizită în teren să stabilească? Spunele mele. Știți că e mai ușor accesibil? Colegia sau probabil că haideți să vă spun așa. Plus minus, deja de ieri ne-am mobilizat. Și astăzi, teoretic, reușim să-și finalizăm. Haideți să vă spun ce se întâmplă cu tema geotehnică transmisă de către beneficiarul. Noi vă ajutăm, mergem și noi, vă arătăm drumurile de acces. Eu trebuie să mă duc să fac, de exemplu, am un pod. La fiecare infrastructură eu trebuie să fac două foraje. Deci din 40 în 40 de metri, în principiu ar trebui să fiu pe teren. Dacă infrastructura este dreaptă sau este în curbă, trebuie să urmăresc infrastructura, nu mă pot abate prea mult de la ea. Și atunci, pe axul infrastructurii, eu trebuie să fac un foraj la stânga, un foraj la dreapta. Și atunci, din 40-40 de metri, o să trebuiască să mă duc utilajul înainte. Aici... Iertați-mă, domnule, să mă ascultați. Pe administrativ, 35 de metri, ce putem să vă punem în spui este KMZ-ul de la foraj. Putem să verificăm cel puțin de parcursul, traseul autostrăzii, dacă unul dintre dumneavoastră e legătura cu domnul primar Crăciunba, trebuie să fac 12 foraj sau 20 foraj sau 40 foraj sau câte să fie. Este o soluție. Am promis că își va da oricare dintre colegii noștri primari concursul. Astfel, în acest moment am 22 de foraje pentru Crăciunba. Forajele de la drum sunt 5 foraje pe kilometru. Forajele de la consolidări sunt și ele tot așa, 2-3 foraje pe kilometru. Și eventual unde sunt de plei atunci, în plei parte, cam pe aici. Deci, eu tot va trebui să mă prind cu utilajul pe axul autostrăzii. Am pus tot traseul. Da, și unde sunt forajele de consolidări, se pot face cu 2-3 foraje. Sigur că aș putea să-l scot de pe, dacă am intrat pe un drum de exploatare, am intrat cu gaura și următorul foraj e la 500 de metri din partea cealaltă. La oconii nu va tăia culturile. Da, ok. Va merge pe trasă. Dar dacă nu sunt culturi, e probabil că va merge. Propunerea mea ar fi ca să reveniți pentru fiecare oate cu o adresă prin care să aproximați data când veți veni pe teren. Pentru ca noi, în momentul când ajungeți pe teren, noi să fim pregătiți, inclusiv cu proprietarii de teren, să înștiința și chiar și ei să fie de față la, deci, în momentul de când. Asta ar fi cea mai bună. Am procedat cu succes în felul următor. Fiecare atent a trimis o persoană de contact cu număr de telefon. Pentru că se întâmplă. Azi e ploaie, nu poate să lucreze. A întârziat asta la un foraj că a dat de pământare sau de rogă. Și atunci ia legătura cu persoana de contact și spune, domnule, noi ajungem la data de și începem la data. Deci cel mai bun lucru, ca să nu amețim și oamenii, anunțăm o dată și nu respectăm. Și noi, la rândul nostru, facem adrese către proprietarii de teren, înștiințăm și noi să avem timpul necesar. Aproximativ o săptămână, dacă avem la dispoziție, ca să nu fie incident în momentul când veniți pe teren. Un contact direct, prin consideranță sau direct. Da. Aș mai avea o rugăminte pe care să o supun atenției și memoriei dumneavoastră. Vor exista deblee și ramblee. Asta înseamnă excavații și umpluturi. Umpluturile trebuie depuse undeva, excavațiile trebuie luate de undeva. Umpluturile trebuie luate de undeva, excavațiile trebuie depuse. Pe baza studiului topo o să se facă un bilanț de excavații, să vadă eventual cât putem astăzi. Din excavații putem pune la umpluturi și întotdeauna există o diferență care trebuie luată sau depozitată undeva. Nu avem încă în momentul de față acest bilanț, dar supunem atenție dumneavoastră să vă gândiți la niște perimetre posibile pentru astfel de grob de prunc. O să primiți de la considerați. Pe autostrada a 7, pe cele trei consoane pe care am lucrat, gropile de împrumut au fost propuse din domeniul statului.
Peste tot. Din domeniul primăriei. Unele domenii au fost domeniu privat, altele au fost domeniu... Juri, degradat. Și atunci... Da. Atunci, da. Da. Hai chiar de mine. Deci, și da, dacă volumul de excavație va fi foarte mare, dacă există o zonă unde o putem, unde putem depozita. Adică dacă doriți să... Cred că cel mai greu e cu blocurile de împrumut. Depozitare sunt sigur să găsesc. La Costești poate să-l duc în baraj. Da. Sau după ea. Dacă îl punem barajul, după aia o să dea apă la dumneavoastră, domnul primar. Vine pe la... de la Târgu Frumos, să ducem la Suculeni, să mai ridicăm nivelul, da. Să mai fie inundații, după la fi. Deci eu acum aș putea să transmit aceste puncte de colaj pe care mi-am propus către Primăria Costești, Târgu Frumos. Ai scăpat? O să avem... Urmează. Urmează. Da. Săptămâna trecută, joi, am terminat lucrurile printre topul și trebuie să prelucrate. După aceea am făcut traseul și baza ridicărilor topul, pe care să putem să punem investigații geotehnice. CNAIR dorește ca să vadă toate investigațiile geotehnice pentru un somn frumos la Târgu Frumos. Și noi avem tot interesul ca să încercăm să decontăm cât mai mult din ele. Uitați-vă ce înseamnă să vadă. Adică să le dăm participe în teren la trauser. În afară de faptul că trebuie să-i spunem câte foraje, ce tipuri de foraje. Și după aceea o să vină și în teren să verifice. Da, verificarea în teren ar fi foarte, mai ales pe zona mea, unde am cazemate cu muniție explodată. Bordei vechi, eram mulțumit, eram de asta ar fi bine să veniți înainte, să stabilim dinainte punctele. Noi avem făcut deminare. Avem un subcontractor pentru partea de deminare. Studiile geotehnice cred că vor face cel mai mic deranj. Studiile de cercetare arheologică vor face un deranj imens. Deci acolo, sigur că nu-i plăcut să-ți intre în grădină și să apuce unul să te extraveze în grădină. E neplăcut. Beneficiarul asta își dorește de la noi să avem și rapoarte de descărcare arheologică înainte să expropieze terenul. Aici, eu nu pot decât să sap și după aia să pun pământul la loc. Aici e. Mică neconformanță. În lege spune că expropiatorul, dar expropiatorul, de fapt, el devine expropiator după ce termină studiul de fezabilitate. Adică undeva anul viitor, prin august. Atunci o să devină expropiator. De-aia își vrea studiul de descărcare arheologică. Aici e o mică neconformanță și... Vorbesc cu capul legii primar, vorba domnului Lazar. Ajungeți să treceți prin poruncul domnului senator. N-am nicio problemă. Orice lucru ar fi prețul lui. Și autostrada se face cu sacrificii. Exact. Le împărțim în mod echitabil la comunități. Dacă abia aștept să plătesc un pas. Da. Vă mulțumim frumos!